Îmi pare rău că am făcut-o abia ieri. Trebuia să o fi făcut în decembrie, la o lună de zile după ce am făcut analiza Ministerului. Am chemat pe toți colegii care se ocupă de comunicare din cadrul Ministerului. Avem doi colegi care se ocupă la nivel central, nu discut de județeni. Doi colegi care se ocupă de comunicare la Garda Națională de Mediu, 4 la Administrația Fondului pentru Mediu, 3 la Rom Silva, vreo 2 la Delta Dunării. În total au ieșit numai puțin de 24 de colegi care se ocupă exclusiv de comunicare. Doar la București. Păi eu zic că astăzi, e și presa aici, nu sunt entități media la București care să aibă redacții cu atât de mulți oameni. Și cu toate astea, dragi colegi, dați-mi voie să vă spun un lucru. Le-am spus lor, nu-i neapărat vina voastră. Nu mi se pare firesc ca din cele 9 gărzi forestiere doar una să comunice și atunci o face aproape persoană fizică. Eu mă bucur că pot să o spun public. Mihai Gășcorel este, părerea mea, cel mai bun inspector șef pe care îl are, îl avem astăzi la gărzile forestiere din țară. Dar dacă întrebăm pe colegii noștri și de la Botoșan, și de la Iași, și de la Suceava, de la gărzile de mediu, sunt convins că aveți cel puțin un control pe zi. Un minim. Adică sunt convins că aveți un control pe echipă, cel puțin. Cel puțin. Adică, într-o săptămână în care noi am prins în portul Constanța Agigea cele 16 containere de deșeuri, am avut speța cu fabricii de ciment cu deșeurile venite din Italia. Am avut în Timișoara cel care nu s-a confirmat cu tranzitul spre Germania, tot de deșeuri periculoase. Într-o singură săptămână. Le-am spus colegilor că noi nu reușim să comunicăm opiniei publice din România acțiunile pe care le facem. M-am bucurat că într-o singură zi colegii de la Garda Națională de Mediu împreună cu Poliția Română l-am identificat pe cel care a aruncat acel camion, dacă țineți minte, că s-a viralizat acum o săptămână în lacul Morii. 650 milioane amendă. 650 milioane i s-a dat sancțiune. Problema este că astăzi societatea românească, trebuie să recunoaștem cu toții, nu mai are încredere în instituțiile statului, pentru că nici noi nu reușim să arătăm societății românești că avem acțiuni de control, că dăm sancțiuni, că suntem implicați în rezolvarea problemelor așa subdimensionați cum suntem. Că trebuie să recunoaștem, suntem subdimensionați. Păi îl întreb pe cei care se ocupă de comunicare la Garda Națională de Mediu. Câte conferințe de presă s-a făcut la nivel național în 2019? Știți care a fost răspunsul? Niciuna. Adică instituția emblematică a Ministerului Mediului, că astăzi dacă un cetățean are o problemă, primul lucru care îi vine în minte, prima instituție, este Garda de Mediu. Orice problemă. Să nu reușești să comunici cu populația acțiunile pe care le-ai făcut, controlele pe care le-ai făcut. Păi avem niște colegi absolut senzaționali în Garda Națională de Mediu, care se ocupă cu transfrontalierul, cu deșeuri periculoase, cu salarii de 30-40 de milioane, vă dați seama în ce industrie, de câte sute sau miliarde de euro, și atunci când vând plângerile penale pe ei, nici măcar nu reușești, n-a avut Ministerul Resurse Financiare să le asigure asistență juridică, vă spun, asta este de neacceptat. Adică eu consider că instituțiile statului român de control, fie că e vorba de protecția consumatorului sau nu e în cadrul Ministerului, toate au fost, sub o formă sau alta, subdimensionate, subfinanțate, evident, și nu au resursele să facă față tuturor acestor provocări. De aceea mi se pare firesc. Și vă spun, noi muncim de nouă și nu ne promovăm rezultatele opiniei publice de 1, dacă ar fi să facem această scară de la 1 la 10.